Manifestarea tradițională a obiceiurilor din Străbun și a Mărțișorului este un proiect educațional organizat de Școala Generală 1 Mai din Petrovasâla. La eveniment au participat elevi din țară și din străinătate. De 1 martie, ziua Mărțișorului, care se sărbătorește la Petrovasâla a 8-a ediție, și pentru români asta este o tradiție foarte veche, dacă nu știu cea mai veche tradiție care se sărbătorește. Mă bucur aici să văd atâția copii, atâta lume care au venit și au dat silința să facă ceva frumos. Mulțumesc școlilor care participă la această manifestare. Totodată pot să spun că anul acesta ne apar din România, de la școala din Deta, Jebel și din Ghilad, unde sunt și ei încadrați în acest proiect. Festivalul s-a desfășurat în prezența unui public numeros. Bucură faptul că reprezentanții autorităților locale și comunale cu regularitate sprijină această manifestare devenită deja tradițională.